Salut, sunt Andy și bine ați venit la un nou videoclip. Nu știu dacă știați, dar ți va face film după Absolut tot de Nicola Ion și a apărut și trailerul pentru film, așa că m-am gândit să-i fac o reacție și o mică discuție. Trailerul nu l-am văzut încă, am așteptat să-l văd prima oară aici în fața camerei ca să-mi vedeți reacția. Am avut și o recenzie și discuție pentru ea, cred că am spus în aproape fiecare videoclip de pe canalul ăsta că am avut o recenzie și discuție pentru ea, doar că o aveți jos în descriere. Și acum urmează să mă uit la el. Voi folosi căști pentru că nu știu dacă e permis să se audă ce e în trailer, în videoclip, drepturi de autor, chestii. Nu uitați prima oară să vă uitați la trailer și apoi să vă uitați la videoclipul acesta pentru a fi mai ușor. Ok, hai să dăm drumul. A fost genial! Ce frumos! Oh my god! Ok, deci trailerul a fost atât de cute și actorii sunt aleși atât de bine pentru fiecare rol. Sunt ca personajele cărții, exact cum sunt ele descrise. Și trailerul, din ce văd eu, respectă foarte mult cartea, chiar dacă vă anunț de pe acum și dă foarte mult din carte, cel puțin din ce văd eu, dă destul din carte. Așa că puteți să nu vă uitați la el sau puteți să vă uitați pe riscul vostru, câteva chestii importante din carte care le arată în trailer. După părerea mea, dă destul de mult. Îmi place foarte mult cum respectă cartea, cel puțin ce am văzut în trailer, respectă cartea foarte bine și am văzut până acum în trailer doar două diferențe, aceea când își dau mesaje, gen de obicei scriau pe geam, este un mesaj cu "Are you on house arrest?" care din câte mi-amintesc era scris pe geam, doar că asta nu este o diferență foarte mare. Și mai este faptul că atunci când Maddie pleacă de acasă, este în carte noapte și nu zi, doar că asta iar nu este o diferență foarte mare. Exagerez dacă spun că este o diferență foarte mare, nu sunt diferențe care să mă deranjeze în trailer și sper să nu fie niciun film diferențe care să mă deranjeze. Oricum sunt super nerăbdător pentru filmul ăsta, mai ales că absolut tot este cartea mea preferată. S-a anunțat și data în care apare filmul, 19 mai, și abia aștept să merg să-l văd, sincer, și abia aștept și celelalte trailere de la film. Sunt sigur că va ieși un film foarte bun, având în vedere că trailerul este la fel de bun și chiar nu văd diferențe. Doar că, na, sper să nu fie caz de ăla în care este trailerul ca și cartea și filmul nu este. Sper, Doamne, să nu fie. Ok, aceasta a fost reacția și discuția mea pe trailerul de la Absolut Tot. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share, un comentariu, să vă abonați la canalul meu, să spuneți și voi cum vi s-a părut trailerul, îl aveți jos în descriere. De asemenea, aveți în descriere toate linkurile mele, Facebook, Instagram, pagina de Facebook, să-i dați like, Goodreads, de toate. Eu sunt Andy, fac videoclipuri în fiecare săptămână, mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Pa!